Bună ziua tuturor! În acest material vom discuta despre propagarea luminii în diverse medii. Soarele este principala sursă de lumină. Știm că lumina se propagă în vid cu o viteză de 300.000 de km pe secundă. În orice alt mediu, viteza luminii va avea o valoare mai mică. Vom studia astăzi unele fenomene optice care se produc la trecerea luminii dintr-un mediu în altul. Trebuie să știm mai întâi că lumina este o radiație electromagnetică, iar ochiul uman percepe doar o porțiune din spectrul electromagnetic, doar radiațiile cu lungimea de undă cuprinsă între 700 și 380 de nanometri, adică culorile cuprinse între roșu și violet. În acest experiment se poate urmări refracția luminii printr-o soluție alcătuită din apă, cerneală și praf de cretă. Dispersia luminii reprezintă fenomenul de descompunere a luminii albe în culorile componente atunci când lumina trece printr-o prismă optică. Lumina albă este lumina care poate să provină de la soare sau de la un bec cu incandescență. În urma dispersiei se obțin totdeauna culorile roșu, oranj, galben, verde, albastru, indigo și violet, prescurtat ROGVAIV. Dispersia apare deoarece prin prisma optică lumina suferă o dublă refracție și pentru că suprafețele prismei sunt plane și neparalele, fasciculele de lumină vor parcurge distanțe diferite, deci vor ieși din prismă cu viteze diferite și sub unghiuri diferite. Folosind un disc împărțit în 7 sectoare, fiecare sector fiind colorat în culorile ROGVAIV, rotind discul cu anumită rotație, putem recompune culoarea albă. Lumina, fiind o radiație electromagnetică, transportă energie fără a transporta și substanță. La trecerea luminii printr-un mediu transparent, are loc o atenuare a energiei luminoase, adică fasciculul de lumină incident se împarte într-un fascicul reflectat, într-un fascicul refractat și în unul absorbit de mediul transparent. Fenomenul de micșorare a energiei luminoase în timpul trecerii printr-un mediu transparent, din cauza interacțiunii dintre lumină și particulele mediului, poartă numele de absorbție a luminii. Pe baza fenomenului de absorbție a luminii sunt construite panourile fotovoltaice, alcătuite din celule fotovoltaice, care sunt niște dispozitive ce au rolul de a transforma energia luminoasă a soarelui în energie electrică. Tot pe baza fenomenului de absorție a fost explicată și culoarea corpurilor. Corpurile luminate pot absorbi anumite culori. Culoarea unui corp este dată de lumina care nu a fost absorbită de acesta. Pe o foaie de hârtie desenăm mai multe figuri geometrice colorate diferit. După aceea, acoperim foaia de hârtie cu o folie transparentă albastră și se observă că toată foaia de hârtie apare complet albastră, cu excepția unor pete negre. Acest fenomen este produs de folia transparentă, care reprezintă un filtru ce lasă să treacă către ochii noștri doar acea culoare și absorbe celelalte culori. La finalul acestui material, vreau să realizăm împreună următoarea aplicație. Haideți să inserăm o formă automată, apăsând meniul Inserare, opțiunea Formă, selectăm apoi imaginea și din meniul Format Formă, opțiunea Umplere Formă, mai multe culori de umplere,
particularizare standardul RGB, haideți să observăm cum putem obține orice culoare prin combinația diferitelor proporții din cele trei fundamentale, roșu, verde și albastru.